Procurorii anticorupție cer suspendarea din funcție a judecătoarei Maria Tertea, care ar fi cerut $16.000 mită de la un agent economic pentru a influența adoptarea unei decizii favorabile într-un dosar civil. Șeful interimar al Procuraturii Anticorupție, Sergiu Gavajuc, ne-a declarat că solicitarea este motivată de faptul că aflarea ei în funcție ar putea prejudicia ancheta. Consiliul Superior al Magistraturii urma să examineze marți demersul procurorilor, dar subiectul a fost amânat pentru ședința extraordinară de miercuri a CSM la solicitarea Mariei Tertea. Potrivit procurorilor, magistrata oficiului Ciocan al judecătoriei Chișinău a fost reținută în flagrant delict în timp ce primea $11.000 din cele 16.000. Judecătoarea este învinuită de trafic de influență și cercetată în libertate sub control judiciar timp de 60 de zile. Procurorii anticorupție l-au pus sub învinuire și pe antreprenorul care ar fi oferit mită, el fiind plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Deciziile au fost pronunțate în 25 martie de judecătoria Hâncești. Avocatul magistratei Mihail Barbaroș ne-a declarat anterior că ea se declară nevinovată. Maria Tertea a ajuns în vizorul presei după ce, în ianuarie, a dispus eliberarea șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție Viorel Morari, învinuit de exces de putere, fals în acte publice, arestare ilegală și tragerea la răspundere a unei persoane nevinovate. Atunci, Procuratura Generală a emis un comunicat de presă în care scria că între cei doi există un conflict de interese. În 2019, aceeași judecătoare a prelungit mandatul de arestare a lui Igor Borș și a dispus eliberarea fostului procuror anticorupție Roman Statnei, care figurează în dosarul lui Morari. Totodată, Tertea a fost președintele ședinței de judecată la care s-a decis reducerea cu aproape 6 ani și jumătate a termenului de detenție a interlopului Vladimir Moscalciuc, alias Machena.